România adoptă certificatul verde. Certificatul verde COVID-19, care atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală a unei persoane, va fi necesar în localitățile care au o incidență cu infecții cu coronavirus între 3 și 6 la 1000 de locuitori, pentru localuri, restaurante, evenimente publice și private, concerte, spectacole, piscine. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 16 septembrie 2021, hotărârea numărul 70, prin care se propune stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificări propuse vizează: a. Permiterea desfășurării unor activități din anumite domenii economice, dacă incidența acumulată la 14 zile este mai mare de 3 la 1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6 la 1000 de locuitori, doar pentru persoanele vaccinate, testate sau trecute prin boală astfel. Competițiile sportive organizate în spații închise sau deschise se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu purtarea măștii de protecție și asigurarea unei distanțe de minim 1 metru între spectatori. Activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacol și sau concerte se poate desfășura cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu purtarea măștii de protecție. Organizarea și desfășurarea în spații deschise a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale poate fi realizată cu participarea a cel mult 1000 de spectatori, cu purtarea măștii de protecție. Evenimentele private, în spații închise, nunți, botezuri, în saloane, cămine, culturale, restaurante, baruri, cafenele, sări, corturi de evenimente, se pot desfășura cu participarea a maxim 200 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe de minim 2 metri pătrați pentru fiecare persoană. Activitatea în baruri, cluburi și discoteci poate fi realizată în intervalul orar 5-2, până la 30% din capacitatea maximă a spațiului. Relatează Digi24.ro.